Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, de la colegul George Hodorogea, istorie, religie și multe altele. Tainele istoriei, unde se află toiagul biblic? Toiagul biblic, arma laser extraterestră? Nu coroană, ci un toiag. Din cărțile sfinte aflăm că poporul ales evrei la începuturi nu erau conduși de regi cu însemne gen coroană, ci de patriarhi aleși de Dumnezeu și care se distingeau de ceilalți muritori prin faptul că purtau mereu cu ei un toiag. Dar oare era vorba de un toiag simplu sau nu? Știm că toți marii patriarhi, începând cu Avraam, Iacov, continuând cu Noe sau Iosif și terminând cu Aaron și Moise, au avut ca semn distinctiv un toiag și nu orice fel de toiag, ci unul cu puteri neobișnuite. Cu ajutorul toiagului, patriarhii obțineau victorii, duceau în ascultare și supunere seminții întregi, mutau munții și apele din loc, îmblânzeau animalele sălbatice, etc. În Biblie, puterea acestor toiaguri era dată de însuși cel de sus într-o ajutorul poporului ales. Dar azi, privind în contextul noii teorii a astronautului antic și înlocuind creația biblică cu cea unei civilizații extraterestre, se pune întrebarea, printre altele, dacă nu cumva aceste toiege erau de fapt puternice arme și mai ales unde se află ele acum. Știm că în mod normal toiagul unui patriarh se transmitea din tată în fiu, deci în mod normal au supraviețuit și s-ar putea ca undeva și azi ele să se afle ascunse sau de ce nu, bine păzite de vreo mare putere mondială sau poate chiar de către Vatican. La început se credea că a fost vorba de un singur toiag transmis pe cale de filiație până la Moise și Aaron, ultimii deținători, dar de fapt dacă studiem atent versetele Vechiului Testament, putem ușor constata că a fost vorba de o multitudine de toiege sau, cum am mai spus, de arme puternice extraterestre. Toiagul lui Aaron. Din textele referitoare la Moise și Aaron avem dovada puterii toiagului, dar și faptul că au existat mai multe, fiecare trib evreu, având conducătorul său și de asemenea propriul toiag. Domnul i-a zis lui Moise, vorbește-le izraeliților și ia de la ei cât un toiag ținând cont de familiile lor, adică 12 toiege de la toți conducătorii potrivit familiilor lor. Scrie numele fiecărui om pe toiagul său și scrie numele lui Aaron pe toiagul lui Levi. Să fie câte un toiag de la fiecare căpetenie a familiei lui. Pune-le în cortul întâlnirii înaintea mărturiei, acolo unde mă întâlnesc cu voi. Toiagul bărbatului pe care îl voi alege va înflori, așa voi pune capăt cârtirilor izraeliților împotriva voastră. Moise le-a vorbit izraeliților și fiecare dintre conducătorii lor i-a dat toiagul câte unul de fiecare conducător, potrivit familiilor lor, adică 12 toiege. Toiagul lui Aaron era între al lor. Moise a pus toiegele înaintea Domnului în cortul mărturiei. A doua zi Moise a intrat în cortul mărturiei și iată că toiagul lui Aaron al casei lui Levi înverzise, înmugurise, înflorise și avea migdale coapte. Astfel casa lui Moise și Aaron a fost recunoscută ca cea conducătoare de către celelalte triburi de evrei. Și astfel cei doi frați au putut conduce pe evrei în ceea ce s-a numit fuga din Egipt. Puterea toiagului supune Marea Roșie. La porunca lui Dumnezeu, Moise organizează fuga evreilor din robia egipteană, dar faraonul nu vrea să renunțe așa de ușor la o mână de lucru numeroasă și ieftină și atunci adună armata și pleacă în urmărirea fugarilor pe care i-a ajuns din urmă la Marea Roșie. Faraonul și-a pregătit carul de război și și-a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oameni aleși și toate carele Egiptului. În toate erau luptători. Egiptenii i-au urmărit și toți caii, carele lui Faraon, călăreții lui și oștirea lui i-au ajuns tocmai când erau tăbărâți lângă mare, lângă Pi-Hahirot, față în față cu Baal-Zefon. În acel moment evreii s-au speriat și au început să-l acuze pe Moise de faptul că vor muri uciși de egipteni, fiindcă l-au ascultat și urmat pe acesta. I-au zis lui Moise, nu erau oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie. Atunci Moise și-a întins mâna cu toiagul spre Marea Roșie și Domnul a pus marea în mișcare printr-un vânt dinspre răsărit care a suflat cu putere toată noaptea. El a uscat marea și apele s-au despărțit în două. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat și apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor.
În momentul în care egiptenii au trecut și ei prin noul culoar, Moise a ridicat mâna cu toiagul spre marea secată și înspre dimineață, marea și-a luat iarăși repeziciunea cursului și la apropierea ei egiptenii au luat-o la fugă, dar Domnul a năpustit pe egipteni în mijlocul mării. Apele s-au întors și au acoperit carele, călăreții și toată oastea lui Faraon, care intraseră în mare după copiii lui Israel. Niciunul măcar n-a scăpat, dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta și la stânga lor. A fost momentul în care, conform Bibliei, copiii lui Israel au fost convinși de puterea Domnului și a alesului său ca lider, Moise. Care sunt ultimele informații despre toiagul lui Moise? Știm că toiagul lui Moise fusese stăpânit cândva de Avraam, de Noe și de Iosif, dar după despărțirea lui Moise de poporul ales, nu mai avem decât sporadic informații despre toiag și puterea sa. Moise, pentru a-și ispăși păcatele, nu a fost lăsat de Dumnezeu să ajungă în Țara Sfântă, evreii continuându-și drumul sub comanda lui Aaron. Moise a murit probabil în deșert, iar niciun verset din Vechiul Testament și Noul Testament nu mai redau minunile toiegelor biblice. Toiagul a rămas ca simbol pentru cele 12 seminții, dar cam atât. Nu se știe cine a preluat sau moștenit temutul toiag cu care Moise înfăptuie mai multe minuni, unele chiar în fața faraonului, altele pe timpul exodului. Și cu toate astea există câteva detalii mici care ar indica o anumită continuitate în posesia toiagului lui Moise și Aaron. De exemplu, regele Solomon, supărat că ridicarea Marelui Templu din Ierusalim întârzia, se pare că a folosit un toiag într-o noapte și a doua zi templul era gata înălțat. Mai avem și o relatare apocrifă în care unul dintre strămoșii lui Irod, cel din vremea Mântuitorului, a vrut să folosească un toiag pentru a distruge o familie rivală la putere, dar se spune că toiagul s-a aprins singur și flăcările l-au incinerat pe acel strămoș al lui Irod, ucigătorul de prunci. Scrisoarea cruciatului Flondor de Boemia. O referire mai modernă, adică mai aproape de zilele noastre, s-ar putea regăsi, de interpretare, într-un fragment de scrisoare a unui nobil cruciat Flondor către soția sa, Angela. Despre acest fragment face referire istoricul și ufologul Ernest Dürr în cartea sa Arme biblice sau arme extraterestre. La un moment dat, Flondor îi scrie soției lui că voi pleca la Acra să transport ceva tainic. Nu știu cum se va termina drumul, dar nu este ceva lumesc, doar Moise și cu Dumnezeu știu. Referirea la Moise și știind faptul că mai mulți cruciați aveau misiunea de a recupera artefactele sfinte creștine și de a le preda Vaticanului, nu pot decât a ne induce ideea, fie că era vorba de chivotul legii, fie de toiagul lui Aaron, acestea fiind singurele artefacte creștine legate de numele lui Moise. Un alt fragment amintește de un obiect subțire și lung, deci nu putea fi vorba de chivotul legii, ci doar de vestitul toiag biblic. Știm doar că Flondor a pierit în asediul lui Saladin asupra Acrei și că coletului transportat de el i s-a pierdut urma. A fost el predat Vaticanului sau a ajuns pe alte mâini? Azi nu știm, doar putem presupune. Toiagul lui Moise identic cu alte toiaguri ale unor inițiați. Dar nu numai cărțile sfinte amintesc de puternicul toiag, tema acestei arme o regăsim și în alte cărți sau legende de pe întreg cuprinsul pământului. Astfel, o legendă privitoare la marele preot Zamolxe spune că acesta, când a hotărât să se retragă 3 ani din viața publică, spun ufologii că ar fi folosit acel timp pentru a fi inițiat de extraterestri. S-a dus pe muntele său sfânt, Cocaionul, se pare că Ceahlăul sau Cozia de azi, ar fi ridicat mâna ce ținea un toiac și astfel stâncile s-au dat la o parte, făcând loc peșterii în care avea să dispară cei 3 ani. În legendele hinduse îl găsim pe Vishnu, care utiliza și el un fel de ciomac de lemn de camfor. Ciomac cu care stăpânea animale sălbatice pe care le obliga să-l slujească și să-l apere de dușmani. Un toiac miraculos îl găsim și la Ra, armă pe care acesta o folosea contra asasinilor trimiși de rivalul Set. Până și la precolumbieni avem mărturii scrise despre ciomege sau toiaguri de lemn care însoțeau pe câțiva dintre zeii locului, să amintim câțiva dintre zeii maiași, precum Popol, Landa sau vestitul Chilambalam, zei protejați de toiaguri magice dotate cu puteri supranaturale. Și dacă considerăm că nu erau zei, ci doar extraterestri,
și că toiagurile nu puteau produce flăcări și explozii decât dacă erau arme sofisticate pe bază de laser, atunci istoria mitologică se transformă într-o alternativă reală cu is extraterestru. Ceea ce e interesant este faptul că tema toiagului e una universală, ca și cea a potopului, a carelor zburătoare ce scot flăcări, etc., ceea ce ne face să credem că cel puțin există un sâmbure de adevăr în toate aceste mituri și legende. Cu alte cuvinte, am avea de-a face cu o civilizație super dezvoltată, dar extraterestră. Cu câțiva muritori aleși de zei extraterestri și inițiați și de asemenea dotați cu arme de protecție. Și în cadrul armelor provenite din ceri avem mai multe descrieri și informații. Să ne aducem aminte de armurile impenetrabile ale lui Ahile sau Gilgamesh, despre căștile zburătoare care făceau și invizibilă prezența, precum cea a lui Pollux sau Belerefon sau Perseu, fulgerele lui Aton, Ra, Zeus sau Rama, săgețile de foc ale lui Ares sau Baal, etc. O multitudine de arme superioare tehnologic științei din acele vremuri de la început. Și totuși, unde se află toiagul lui Moise? Azi bănuim că nu toate artefactele au ajuns la Vatican, mai ales dacă ținem seama de rivalitatea dintre diferitele ordine religioase însărcinate cu recuperarea lor. Știm din anumite cronici sau scrisori că unele artefacte, sau măcar o parte din ele, nu au mai ajuns la Vatican, ci pe diferite căi, au ajuns în diverse locuri de pe pământ. Știm că temporar unele dintre ele au fost găzduite, ascunse în munții Bucegi, altele în Bretania, regelui Arthur, altele în Dresda Iluminaților, ba chiar în Siberia sau în Punjabul indian. Azi se vorbește de mai multe locații trecute, dar de niciuna prezentă. Istoricii ufologi prezintă teorii, fac cercetări, dar de multe ori sunt împiedicați de anumite organisme civile și religioase în aflarea adevărului. Aceste piedici puse nonșalant întăresc teoria că anumite artefacte cu putere extraordinare se află în posesia unor grupări mari de interes politic și economic, principalii acuzați fiind așa zisul guvern mondial, dar însuși Vaticanul, statul religios fondat de Apostolul Petre, stat care nu permite nici azi cercetarea depozitelor secrete din incinta sa, ci nici a celebrei biblioteci secrete a Vaticanului. Se pare că decidenții marilor grupuri de interes consideră că omenirea încă nu e pregătită pentru anumite adevăruri, ci nici pentru stăpânirea și controlul unor dispozitive extraterestre extrem de periculoase. Dacă asta ar fi ideea, nu ar fi chiar rău pentru liniștea și securitatea omenirii. Dar de unde putem ști noi, oamenii mulți, dar simpli, că acele aparate sau arme nu sunt folosite chiar de acele mari grupuri, tocmai pentru a ne stăpâni psihic, pentru a ne manipula, pentru a ne conduce unde și cum vor ei. Nu o știm și probabil nici prea curând nu o să cunoaștem adevărul, așa cum este el, și nu unul cosmetizat, ci că în interesul nostru. Mulțumindu-i încă o dată colegului George Hodorogea pentru interesantele materiale pe care ni le trimite și inedite totodată, și dumneavoastră, prieteni, pentru faptul că ne urmăriți, Cristian Alexandrescu vă spune, ca de obicei, pe curând.